Horeca este într-o mare criză de angajați. De ce? Pentru că vine Paștele, vine sezonul estival, se apropie toate aceste lucruri și mulți manageri de hoteluri și restaurante se tem că nu vor putea deschide localurile. Reprezentanții industriei Horeca susțin că au nevoie de 50.000 de salariați în plus și cer guvernului soluții pentru a angaja rapid muncitorii străini. Cafea vrea cu lapte? Nu. Newton a venit să muncească pe litoral cu alți doi prieteni din Sri Lanka, la Okerhana din Ajija, unde mare parte din personal este din Asia. Newton lucrează aici de 2 ani și în tot acest timp a reușit să învețe și câteva cuvinte în limba română. Acum eu știu cum fac cocktail, cappuccino, asta new experience. Eu lucrez aici, ajutor ospătar. Furat masă, pune bar, atât. La începutul fiecărui sezon estival, industria Horeca se confruntă cu aceeași problemă, deficitul de personal. Și anul acesta aducem forță de muncă din Asia pe toate posturile necesare în cadrul unui hotel. Aproape pe toate pozițiile, dar în special cele de bază, adică bucătarii specialiști, șefii de sală în alimentație publică, iar în hotelărie, bineînțeles, cameristele. Dacă unii au fost recrutați de către restaurante, alții au fost angajați în hoteluri. Divian a fost angajat la un hotel de 3 stele din Mamaia, iar sarcinile lui zilnice țin de curățenia hotelului, la fel ca și în Sri Lanka. I have to clean the rooms, then public areas, all the areas. If need hotel, we have to clean everything. I am from Sri Lanka. 9 months now working aici. Putin speak Romania. Salariile încep de la 500 de dolari, 600, 700, 800, în funcție de cum este calificat. Membrii unei asociații din Constanța s-au gândit să ajute industria Horeca oferindu-le refugiaților din Ucraina un loc de muncă. Deja în restaurantele de pe litoral sunt angajate ucrainience în bucătărie, în recepțiile de hotel, în baruri. Așadar, va trebui să ne obișnuim cu faptul că la vară vom vedea mai mulți angajați străini și mai puțini români pe litoral. Oamenii din Horeca cer guvernului să grăbească eliberarea permiselor de muncă pentru cetățenii proveniți din afara Uniunii Europene. Oricum, asta este o soluție temporară. Soluția pe termen lung este creșterea salariilor în industria turismului, dar și a claselor din liceele cu profil de turism și alimentație publică. Pentru Prima TV, Viorel Matei.